Înființarea Facultății de Farmacie din Craiova se leagă de numele profesorului Tudorel Ciurea, care a făcut toate demersurile pentru ca în Bănie să existe și o astfel de specializare. În acea perioadă, în Oltenia era un deficit mare de farmaciști, iar fostul rector al UMF Craiova a obținut înființarea unei astfel de specializări în cadrul Facultății de Medicină. Meseria de farmacist este o meserie care trebuie să fie integrată în celelalte programe de studiu pentru sănătatea omului. Scopul meu, intenția mea și visul meu a fost ca în Craiova să existe Universitate de Medicină și Farmacie. Ori această specializare de farmacie era absolut indispensabilă pentru a argumenta înființarea acestei instituții independente de învățământ superior, Universitatea de Medicină și Farmacie. Ne bucurăm să spunem azi în Aula Magna că sărbăm nu doar 25 de ani de la înființarea facultății și 27 de ani de la primul concurs de admitere, ci sărbăm și forța prieteniei, a colegialității, a construcției împreună. Pe viitor, evident că ne dorim să creștem din ce în ce mai mult învățământul medical și, într-adevăr, anul acesta sunt două specialități noi care se adaugă în palmaresul facultăților din Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Facultatea de Nutriție și Dietetică și Facultatea de Cosmetologie, și ne dorim, evident, pe viitor la cât mai mare și să specializăm un număr mai mare de absolvenți, de medici, de farmaciști, de asistenți medicali. Pentru a marca cei 25 de ani de la înființare, la Craiova sunt prezenți zilele acestea reprezentanții ai mediului academic din întreaga țară și din străinătate. Rolul farmacistului în sistemul medical este unul extrem de important, spun specialiștii. Pandemia, pe lângă toate greutățile și imensele probleme socioprofesionale pe care le-a implicat, a scos în lumină faptul că farmacistul și-a demonstrat în mod constant abilitățile și grija pentru omul în suferință. Farmacistul este unul din stâlpii sistemului sanitar, este profesionistul cheie care ajută și asigură sănătatea oamenilor, este implicat la nivel de societate, în procesul de prevenție a stării de boală. În anul 1996, specializarea farmaciei și-a început activitatea cu 51 de studenți la programul de studiu farmacie, dar odată cu trecerea timpului, numărul acestora a crescut, astfel încât, la ultima evaluare instituțională realizată de Aracis, în anul universitar 2014-2015, au fost aprobate pentru acest program de licență 125 de locuri în primul an de studii.